Bună seara, bine v-am găsit la știrile Tele Universitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Specialiștii de la Universitatea Politehnică Timișoara sprijină sistemul medical aflat la un an și jumătate în lupta cu pandemia de coronavirus. Sistemul electric al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara a fost analizat în detaliu, verificat și pus la punct, pentru ca întreaga unitate sanitară să poată funcționa la capacitate maximă fără să existe riscul de a se produce tragedii, precum cele care au avut loc în alte spitale din România. Specialiști de la Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică, în frunte cu prorectorul Sorin Mușuroi, au verificat sistemul electric de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. A fost făcută o evaluare la fața locului și s-a venit cu propuneri de remediere, fiind descoperit un contact electric care ajunsese la o temperatură de 140 de grade Celsius. Situația a fost remediată, iar întregul panou de alimentare urmează să fie înlocuit. Specialiștii politehniști au realizat și un bilanț energetic pentru a stabili puterea efectivă totală și s-a făcut o analiză a imaginii termice cu ajutorul unei camere de termovizor. Iar raportul Universității Politehnica Timișoara nu se va opri aici. Va urma o a doua parte a proiectului de colaborare în care toate secțiunile și panourile din fiecare clădire a spitalului vor fi verificate. În funcție de rezultatul analizelor vor fi luate mai multe măsuri de refacere a unor circuite sau de înlocuire a unor piese și trasee electrice. Astfel va fi înlăturat orice pericol de producerea unor incidente din pricina supra-solicitării sistemului electric. În ultima zi, 10 timișeni s-au îmbolnăvit de COVID-19. Au fost descoperiți după efectuarea a puțin peste 800 de teste. Dar specialiștii atrag atenția că situația este de fapt mai gravă. Oamenii se testează acasă cu teste rapide și mulți nu raportează infectările, de frica spitalizării sau a carantinei. Haideți să vedem și care este situația pandemică în Timișoara și alte localități din județ. Din cele 10 îmbolnăviri noi, 7 au fost descoperite în Timișoara. Aici incidența ajunge la 0,25 la 1000 de oameni. Câte un caz a apărut și în Găvoșdia, Becchere cu Mic și Foeni. Din fericire, acum autoritățile județene anunță că nu mai este nicio localitate în Timiș cu rate de infectare SARS-CoV-2 mai mari de 1,5. În spitalele din județ sunt internați 43 de pacienți infectați cu noul coronavirus și în secțiile ATI sunt 9 paturi ocupate de cei bolnavi de COVID, iar la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara locurile de terapie intensivă destinate acestor pacienți sunt ocupate în totalitate. Din păcate, procesul de vaccinare decurge tot mai lent. Până acum, aproape 220.000 de timișeni s-au imunizat complet împotriva coronavirusului, însă în ultima zi doar 147 de persoane au mers la centrele din județ pentru a primi serul anticovid. Timișorenii pot face yoga la înălțime. Este vorba despre proiectul unei instructoare de yoga care a reușit să convingă autoritățile județene să-i permită accesul pe Bastionul Terezia, tocmai pentru acest gen de mișcare. Acțiunea inedită a strâns câteva zeci de amatori ai practicii orientale pentru relaxare, care au regăsit o oază de liniște pe spațiul verde de pe zidul edificiului istoric din centrul Timișoarei. Ai ales să urci și să te ridici și pe tine pe acest spațiu, în postura muntelui. După ce reprezentanții Consiliului Județean Timiș au venit acum câteva luni cu ideea de a revigora zona bastionului din Timișoara, o timișoreancă a ținut deja prima sesiune de yoga pe zidurile clădirii istorice. Nicoleta Andreiciuc este instructoare de yoga și a reușit să adune aproape 30 de amatori care s-au relaxat timp de oră pe bastion. E foarte frumos aici, e iarbă, cerul e senin, așa că cred că o să fie foarte frumos astăzi. Mi se pare ceva inedit, în primul rând. Și sunt sigură că o să ne pregătească o mega surpriză, ce va fi astăzi, va fi ceva super. O știu pe Nico de ceva timp și toate clasele iau ceva aparte. Yoga cred că se practică în natură și trebuie să profităm de locurile frumoase pe care le avem. Vor să vină pentru că este un alt loc, vor să vină pentru că este seara, da? Și vor să vină pentru că este în inima orașului. Eu am și prezentat această sesiune ca fiind o sesiune inedită, o premieră pentru Timișoara. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Nimeni nu a mai avut această idee, chiar și administrația publică locală, reprezentanții Consiliului Județean au fost absolut uimiți de propunerea mea. Yoga este o modalitate de a scăpa de stresul cotidian. De aceea Nicoleta îi așteaptă pe cei care doresc să-și echilibreze starea emoțională și totodată să facă mișcare în fiecare săptămână la clasele de yoga pe bastion. Toate tehnicile și toate abordările acestea de respirație, de posturi fizice, le facem pentru a ajunge la acest scop. Calmarea tuturor valurilor mentale, ceea ce duce automat la o stare de relaxare pe care ne-o dorim cu toții. Prin acest gen de acțiune, autoritățile își propun ca bastionul să se regăsească în top 3 atracții turistice ale Timișoarei pentru anul 2023.
Politehnica Timișoara a făcut egal cu Buzăul în primul meci cu spectatori acasă. Suporterii au făcut atmosferă pe Dan Păltinișanu. Handbaliștii timișoreni au avut și ei meci și au prezentat nou lot. Detalii aflați imediat din rubrica Sport care urmează. Nu ratați și rubrica Meteo pentru a vedea cum va fi vremea în principalele orașe din Timiș la noapte și mâine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o săptămână excelentă să aveți. La revedere! Politehnica Timișoara a remizat 1-1 în etapa a treia din Liga a doua într-un joc disputat pe o vreme caniculară. Cu FC Buzău, pe stadionul Dan Păltinișanu, alvioleții au deschis scorul rapid prin Daniel Benzar încă din minutul 4. În partea secundă, oaspeții au egalat, gol marcat de Chică Roșă în minutul 69. Iar cu un minut înainte de final, un jucător al lor, Zamfir, a fost eliminat. Un joc bun pe care l-am început foarte bine înscriind din primele minute. Acest lucru poate un pic ne-a liniștit și am așteptat mai mult adversarul să încerc când să-l prindem pe contraatac. Până la urmă, din păcate, n-am reușit să marcăm al doilea gol și acest lucru a contat. Am avut acea greșeală în zona noastră dreaptă, marcarea golului, dar ne-a revenit destul de repede și pe final puteam să câștigăm jocul cu cele două-trei ocazii avute de Benzar și de Bârnoi. A fost primul meci pentru Poli pe teren propriu, la care prezența spectatorilor a fost permisă pe stadion de la debutul pandemiei, adică din 1 martie 2020. Au asistat în jur de 1000 de spectatori. Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a pierdut meciul în care și-a prezentat lotul în compania formației HC Dobrogea Sud Constanța. Dobrogenii au câștigat cu 28-21 după 14-10 la pauză în sala Constantin Jude. Antrenorii Atila Horvat și Sorin Sărândan nu au putut conta pe Marius Sadoveac, accidentat, și pe cei 5 juniori aflați la lotul național. Este vorba de portarul Claudiu Palde, Robert Câtu, Antonio Bordeianu, Raul Bote și Ianus Dumitrescu. Golgheterul gazdelor a fost Sabin Ignat cu 5 goluri. Un meci de pregătire în care am folosit toți jucătorii. Știam că Constanța e o echipă valoroasă, care anul trecut a terminat pe locul 2. Noi suntem în reconstrucție. Avem jucători cu experiență, care sunt în primii 7-8 în echipa de început. Și în spatele acestor jucători de experiență avem jucători foarte tineri, care sper din tot sufletul să se integreze cât mai repede, să scape de emoțiile ligii întâi și să dea cât mai mult randament și să ajute echipa. HC Dobrogea Sud Constanța revenise dintr-un cantonament în Serbia și se pregătește pentru Supercupa României, în care o va întâlni pe Dinamo București. Urmează o noapte foarte caldă la Timișoara cu cer senin și cu vânt care va sufla slab dinspre sud. Temperaturile minime după lăsarea întunericului vor fi de 28-29 de grade Celsius. Marți atmosfera va fi ceva mai suportabilă în timpul zilei. Cerul va fi parțial noros, vântul va sufla moderat dinspre nord-vest, iar mercurul din termometre va atinge temperaturi maxime de 28-29 de grade Celsius. Și pe cei din Lugoj îi așteaptă o noapte în care temperatura minimă va fi de 28 de grade Celsius, iar cerul va fi senin. Mâine, vântul își va face simțită prezența în orașul de pe Timiș, acolo unde cerul va fi parțial noros, iar la orele amiezii este posibil să fie înregistrate și ceva precipitații. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius. Cer senin noaptea și vânt care va sufla slab și la Buzea și acolo unde temperatura minimă va fi de 29 de grade Celsius. Marți va fi soare în prima parte a zilei, apoi se vor adona norii deasupra stațiunii timișene. Maximele zilei vor fi de 30-31 de grade Celsius. Vremea va fi asemănătoare și în vestul județului Timiș. După lăsarea întunericului, la Jimbolea cerul va fi senin, iar minimele se vor situa la 27-28 de grade Celsius. Marți vântul își va face simțită prezența dinspre nord-vest, cerul va fi mai mult înorat, iar maxima registrată va fi de 27 de grade Celsius. La S. Nicolau Mare, noaptea cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor indica o temperatură minimă de 27 de grade Celsius. Marți pe cer vor fi momente cu soare, dar își vor face simțită prezența și norii, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-vest. Mercurul din termometre va atinge o maximă de 26 de grade Celsius.
ne-am mai întâlnit cu pericolul și am protejat pe cei dragi, pe noi înșine, copii, părinți. Încercăm mereu să avem grijă. E timpul să învățăm să nu ne mai fie frică. Să ne protejăm și acum. Dă-ți ție și celorlalți o șansă în plus. Om cu om, oprim pandemia. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cariera Ta. Invitatul emisiunii de astăzi este profesor, doctor, inginer Dan Daniel, prorector în stății Politehnica din Timișoara și absolvent al Facultății de Construcții. Domnule prorector, bine ați venit în platou emisiunii noastre. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră din nou. Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți, așa foarte pe scurt, care a fost traseul dumneavoastră de carieră, dacă vorbim de la momentul studenției și până în prezent, când sunteți pe lângă funcția pe care aveți, sunteți proiectul universității, sunteți specialist în domeniul construcțiilor și sunteți cadru didactic la această facultate. Da, foarte pe scurt, așa cum am discutat înainte, practic după absolvirea facultății, am urmat pentru un an de zile o activitate în producție. Deci am dorit neapărat să mă duc în șantier și să contribui la realizarea unor investiții pentru a vedea exact ce înseamnă teoria și ce înseamnă practica. Apoi s-a introdus la momentul respectiv posibilitatea de înscriere la doctorat cu frecvență. M-am înscris la acest ciclu de formare. Noi am terminat facultatea cu durată lungă de 5 ani. În paralel am făcut și studii aprofundate, deci un an cât am muncit în șantier și cu condiția aceasta îndeplinită am putut să mă înscriu la ciclu de doctorat cu frecvență. Deci am început un doctorat cu frecvență într-un domeniu foarte important și care era în expansiune la momentul respectiv, anume un domeniu al construcțiilor compuse, oțel-beton era atunci, astăzi vorbim de compozite sau hibride.
lucrurile care au evoluat în timp, Iar ulterior, după un an de zile, mi s-a propus dacă vreau să dau un concurs pe post de preparator. La momentul respectiv exista și acest grad didactic de preparator universitar. A trebuit să renunț la calitatea de doctorant cu frecvență, să trec la doctorat fără frecvență și am intrat ca preparator universitar. Apoi, în cariera universitară, am parcurs toate etapele. Asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar și, într-un final, am obținut prin concurs titlul de profesor universitar. În paralel cu această activitate, totdeauna mi-a plăcut să fiu implicat în activitățile directe din domeniul construcțiilor și am dezvoltat și un mic birou de proiectare cu absolvenții ai Politehnicii. Mai întâi lucram eu cu asociatul meu, iar apoi avem câțiva ingineri, absolvenți ai Politehnicii, cu care am executat mai multe lucrări de proiectare, în special. Tot în cariera mea mi-a plăcut să fiu în contact direct și cu activitatea de cercetare, pentru că fiind în învățământ era absolut normal să urmez și această direcție. Și am participat la mai multe proiecte pe care le-am atras în universitate și pe care le-am implementat. Deci cam asta ar fi foarte pe scurt. Așadar, iată o experiență destul de vastă în ceea ce înseamnă ingineria construcțiilor. Din acest motiv, v-am invitat pe dumneavoastră să ne spuneți care sunt, practic, direcțiile pe care un absolvent, ne vorbind de o anumită specializare de la Facultatea de Construcții, direcțiile pe care le are un inginer atunci când finalizează studiile. Fie că vorbim de ciclu licență, fie că vorbim de ciclu master. Direcțiile sunt foarte răspândite, ca să zic, în domeniul construcțiilor, pentru că, pe de o parte, și specializările oferă această libertate de alegere, pe de altă parte și piața muncii oferă mai multe oportunități. În domeniul construcțiilor, foarte multă lume face asocierea doar cu execuția, deci ceea ce înseamnă punerea în operă a materialelor de construcții sau instalații, pentru că vorbim de specializări diferite, dar care se referă la acest domeniu al construcțiilor. Nu este limitat doar la partea aceasta de execuție. Un inginer constructor poate să lucreze, pe de o parte, în activitatea de proiectare, unde la rândul ei poate fi împărțită această activitate, proiectare pentru construcții civile, construcții industriale, pentru construcții grozotehnice sau un mix între ele. Deci nu există o limitare. Deci, valențele pe care le are inginerul sunt atât de vaste încât pot fi aplicate în toate din acestea pe care vi le-am spus. Apoi, pe lângă activitatea de proiectare, este vorba despre o activitate de urmărire a lucrărilor de execuție. Deci, punerea în operă a unor proiecte înseamnă, în spatele ei, este o activitate foarte vastă de cantități de lucrări care se decontează, de calitatea lucrărilor, de recepția lucrărilor. Tot acest ansamblu făcând parte, de fapt, din cerința de calitate în domeniul construcțiilor. Deci, inginerul poate să fie implicat și în aceste activități. Să nu lăsăm la o parte cealaltă valență pe care o poate obține un inginer în domeniul construcțiilor. Să intre într-o instituție de învățământ, fie că este o instituție de învățământ superior, fie că este o instituție de tip liceu, da? de pregătire liceală. El are toate cunoștințele necesare să parcurgă o carieră didactică și de cercetare. În activitatea de cercetare, așa cum am spus, dacă are idei noi, inovative, poate să atragă fonduri pentru cercetările respective sau să se integreze în echipe de cercetare mixte, hibride, poate interdisciplinare, pentru că domeniul construcțiilor nu este, de fapt, un domeniu foarte restrâns. În domeniul construcțiilor întâlnim și automatizări, întâlnim și softuri pentru proiectare, întâlnim modelare, interpretare, statistică, deci matematică, fizică, toate disciplinele acestea fundamentale se îmbină și conferă aceste direcții pe care le-am spus. Deci execuție, proiectare, cercetare. Chiar dacă privim un pic în urmă la ce am spus la început, la cariera mea, identificăm triada profesor, cercetător, manager, de fapt toate cele pe care le-am menționat combinate. Spuneați mai devreme de cadrul didactic în învățământul liceal.
Dar bineînțeles că un absolvent de construcții poate deveni și cadru didactic universitar, bineînțeles parcurcând toți pașii necesari. În primul rând, modulul pedagogic ca și student, apoi școala doctorală și așa mai departe. Este esențială pregătirea cu un doctorat, adică un start cu un doctorat de la început, și aș spune că nu aș începe cu doctoratul. Este esențială pregătirea la master și la doctorat cumulat, pentru că masterul trebuie să fie o pregătire în vederea susținerii unui doctorat. Deci partea introductivă, partea de pregătire a unei cercetări să pentru... Să fie chiar lucrarea de dizertație, chiar de acolo să pornească. Exact, de acolo să se pornească. Rezultatele de la dizertație să fie, de fapt, baza pentru o cercetare doctorală pe care o stabilește împreună cu colectivele în care lucrează atât pentru licență, cât și pentru lucrarea de licență, cât și pentru lucrarea de master. E bine să aibă în vedere așa o pregătire continuă pe aceeași domeniu. Adică și licența să o susțină într-un domeniu pe care îl iubește, pe care l-a identificat că este drag și i-a căzut la suflet, îl înțelege, îl trăiește și dorește să performeze în el, după care să continue masterul și ciclul doctoral. Iar apoi lucrurile, în funcție de puterea lui de integrare într-un colectiv de cercetare, pot aduce rezultate remarcabile, mai rapide sau poate uneori așteptate sau neașteptate. Să știți că cercetarea are și partea ei de interesantă, chiar dacă nu reușești să obții un rezultat. Trebuie să înțelegem că prin cercetare dovedești că nu se poate în direcția respectivă și atunci știi să cercetezi în altă direcție. Deci trebuie să fie mare deschidere pentru cercetare și să înțelegem că rezultatul cercetării poate să fie un rezultat fabulos care e implementat sau un rezultat prin care se demonstrează că trebuie să urmărim o altă cale de cercetare. Bun, am vorbit de domeniile în care se pot integra pe piața muncii inginerii constructori. Haideți să vorbim acum despre calificările pe care ei le pot dobândi tot pe piața muncii. Da, este un domeniu foarte interesant, pentru că în obținerea unor calificări, practic, ei așteaptă să se învechească, să zic, adică să primească cunoștințe practice tot mai multe. Deci ei încep ca și înainte era stagiatura. Acum nu mai există stagiatura, deci ei încep ca și tineri în toate activitățile pe care le-am menționat, dar odată cu trecerea timpului, după o anumită perioadă, pot obține mai multe calificări. De exemplu, dacă lucrează în execuție, nu trebuie să se limiteze la aceea de a fi un șef de punct de lucru, pentru că în execuție avem calificări care urmăresc, pe de o parte, urmărirea calității lucrărilor de punere în operă a unor proiecte, activități de dirigenție de șantier, le spunem în momentul de față. Avem activități legate de procesul de producție a betoanelor, a asfalturilor, a anumitor componente pentru construcții, care înseamnă o specializare pe linie de șef de laborator, șef de stație, de producere a mixturilor asfaltice sau de betoane, șef de laborator în laboratoare autorizate sau șef de profile în laboratoare care certifică calitatea unor materiale de construcții sau a unor ansamble. Apoi discutăm tot în execuție despre responsabilul tehnic cu execuția. El necesită o perioadă de timp mai mare pentru a obține această calificare, deoarece trebuie să se confrunte cu șantierul în diverse ipostaze, cu diverse soluții, cu diverse tehnologii implementate în șantier. Dacă revenim la partea de proiectare, ca și inginer proiectant debutant, să zic că poate n-ai curajul de la început să proiectezi clădiri impunătoare, dar intrând într-un colectiv poți să devii șef de colectiv într-o firmă. Apoi poți să devii verificator de proiecte și în ultimă instanță expert tehnic. Deci acestea ar fi pe linie de proiectare. Mai nou discutăm despre eficiență energetică. Eficiența energetică înseamnă în momentul de față o altă calificare de, sau o altă certificare, pentru că trebuie să obții un certificat de atestat în acest domeniu de auditor energetic pentru clădiri sau pentru instalații. Deci v-am enumerat doar câteva, bineînțeles că nu o să le pot epuiza pe toate, dar sunt câteva dintre cele uzuale cu care ar putea cineva să-și îmbogățească, să zicem, calificările pe care le obține în urma titulaturii de inginer constructor. Dacă ar fi să vorbim de absolventul Dan Daniel, care din aceste calificări le-ați experimentat
până în momentul de față, păi, ca specialist? Am început cu partea de proiectare și am creat un colectiv de proiectare și asta zic că am devenit, să zic, șef de colectiv vrând nevrând. S-a identificat această posibilitate. Apoi am fost diriginte de șantier și sunt atestat ca diriginte de șantier. Din păcate, din poziția de prorector, nu mai am timp să profesez în această direcție, dar pentru soluții speciale pentru construcții sunt verificator de proiecte, sunt expert tehnic pentru proiecte și în acest domeniu, deși mai rar, îmi aduc în continuare aportul. Am profesat în aceste, pe aceste linii mai mult înainte când nu am fost în activitatea administrativă. Hai să vedem ce provocări a avut absolventul Dan Daniel și specialistul de astăzi, dacă e să vorbim de cariera profesională. Păi prima provocare a fost cum aș putea eu să fac niște lucruri pe care le-am învățat, să le aplic și să fac mai bine pentru cei care vor veni. Pentru că era o provocare să stai în căminele studențești din Politehnică, de exemplu, și la momentul respectiv să fie niște condiții destul de ostile, să zicem, și pregătirii didactice, pregătirii profesionale, pentru că eu am venit în Politehnică chiar după Revoluție. Apoi, dacă ne uităm un pic cum s-a schimbat Politehnica, a fost o provocare pentru mine să girez cu toate cunoștințele mele la momentul acela implementarea conceptului de clădiri eficiente energetice în toate căminele studențești, cu centrale proprii, cu izolații termice, cu toate dotările necesare pentru a fi performante din punct de vedere energetic. A fost o provocare pentru mine să fiu integrat într-un colectiv de expertizare a unor coșuri de fum foarte deosebite. Coșuri de fum cu o înălțime mare, 220 de metri, cu investigații suplimentare la interior, la exterior, aflate într-o situație deosebită, în sensul că la care s-au constatat diverse degradări structurale cu măsuri de consolidare. Apoi o altă provocare a fost să îmbin activitatea didactică cu activitatea de proiectare și cu activitatea de cercetare, pentru că ele toate trei îmi plăceau și nu aveam timpul necesar. Deci asta pot să spun că este cea mai mare provocare. Iar ca și carieră nu pot să nu vorbesc și de familie. Cea mai mare provocare a fost să-mi rămână timp și pentru familie. Da, familia, de fapt, este elementul pe care ar trebui să-l punem pe primul loc întotdeauna și cariera pe al doilea. Deși se spune că e o vârstă, vârsta în care suntem studenți și ne construim practic viitorul, atunci să ne ocupăm până pe la 30 de ani, așa, deosebit mai aproape de carieră, dar să ne formăm și familia. Spuneți că ați împăcat într-un mod armonios atât cariera cât și viața de familie. Emisiunea noastră se referă pe de o parte la elevi, la cei care vor să aleagă Politehnica, să aleagă facultatea de construcții, dar pe de altă parte se adresează și studenților și de ce nu și absolvenților. Și din acest motiv, invitații noștri de fiecare dată dau diverse sfaturi legate de carieră și legate de experiența pe care i-au avut-o. Emisiunea noastră se apropie, din păcate, cu pași repezi de final, așa că v-aș ruga să le dați câteva sfaturi atât celor care vor să aleagă această facultate, să facă ceea ce dumneavoastră s-a făcut până în prezent și veți face, dar și celor care sunt studenți și, evident, că peste un anumit număr de ani vor ajunge să profeseze ceea ce astăzi învață. Deci, sfatul meu este să aibă o pregătire temeinică. Deci, eu cred că nu putem separa nici familia de carieră, nici cariera de familie. Ei trebuie să înțeleagă de la început că cele două trebuie să meargă mână în mână și că viața de student nu se repetă. Eu le mai spuneam studenților la deschiderea anului universitar, bucurați-vă de viața de student ca și cum vă bucurați de o înghețată, pentru că o înghețată se topește. Deci, atenție! Timpul trece, trebuie neapărat ca să vă pregătiți cât mai bine posibil. Nu trebuie ca să fiți limitați numai la ceea ce vi se spune la școală. Încercați să vă atrageți valențe suplimentare prin contact cu mediul economic, prin contact cu activitatea de cercetare, de proiectare, abonament la o revistă științifică. Citiți în fiecare zi ceva, în fiecare zi citiți o pagină despre domeniul care vă place. De fiecare dată când treceți pe lângă un șantier, dacă ați ales meseria de inginer constructor, întrebați-vă de ce.
Ăsta este secretul. În meseria de constructor trebuie să te întrebi de fiecare dată de ce se face așa, de ce e bine așa, de ce nu e bine așa, cum e bine. Deci să-ți dai răspunsuri la întrebarea de ce. Deci îi provoc pe studenți să își răspundă la întrebarea de ce la orice lucru pe care îl văd în acest domeniu al construcțiilor. Practic, dacă e să vorbim de tot ceea ce înseamnă formarea noastră și de a fi competitiv pe piața muncii, cred eu că sunt importante, în primul rând, cunoștințele pe care școala aceasta, pe care Universitatea Politehnică, Facultatea de Construcții, ni le transmit, cunoștințele teoretice. Apoi este important să participăm și să fim cât mai implicați la activitățile practice în care ne implică facultatea, dar așa cum am spus, trebuie să ne punem acea întrebare de ce și mai mult decât acea întrebare, e bine ca la evenimente precum zilele carierei și nu numai orice evenimente de carieră să profit și să-mi dezvolt experiența asta practică prin tot felul de internship-uri legate de companiile și instituțiile de profil și nu în ultimul rând trebuie să caut să mă dezvolt personal, astfel încât și partea asta de competențe personale să fie dezvoltată, pentru că nu e așa, îmi place mie să spun de fiecare dată, un angajator ar trebui în primul rând să caute omul potrivit cu abilitățile potrivite pentru anumit loc de muncă și apoi să caute specialistul. Omul trebuie să potrivească în primul rând ca și om pentru anumit așa loc este. De muncă. Intrarea într-un colectiv înseamnă acceptarea în colectivul respectiv, a ideilor, a principiilor, respectul reciproc valori față comune. De valori comune, identificarea unor țeluri comune și într-un final împărțirea și a rezultatului pozitiv cu colegii și respectiv cu cei cu care ai muncit, cu echipa cu care ai muncit. Domnule proiector, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a împărtăși ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri puțin din experiența dumneavoastră, pentru că în 20 de minute am apucat puțin să vorbim, dar sper eu că sunt sfaturi utile care vă vor ajuta în cariera voastră viitoare. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorean. În fiecare luni la Tele1. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică s-a liberalizat. Ai dreptul să alegi un furnizor din piața concurențială în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin tehnic. Pentru alegerea unei oferte de furnizare optime, clientul casnic poate adresa o cerere de ofertă oricărui furnizor sau să utilizeze comparatorul de oferte de pe site-ul ANR. Campanie de informare susținută de ANR.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânceu sunt. Astăzi, la Tribuna Polisportivă, o emisiune specială, vorbim de impactul psihologiei în sport. O avem invitată pe doamna Oana Cueșdeanu, este psihoterapeut și la tabăra de volei pe care Timișoara a găzduit-o în această vară, Chip Volley Summer Camp s-a numit evenimentul, doamna Cueșdeanu a fost aici la Timișoara și a lucrat cu tinerele voleibaliste. Este un domeniu foarte nou, deși nu atât de nou, vom vorbi. Bine ați venit, mulțumim frumos! Mulțumesc că v-am găsit cu bucurie aici! Vreau să începem cu impactul de care vorbeam și ca să vedeți că nu e o chestie nouă în sport, stimați telespectatori, vă spun că într-o carte pe care am citit-o foarte de mult, când eram copil, se numește Corabia cu 11 pasageri, scrisă de Angelo Niculescu, reputatul fost antrenor al Naționalei României de la Guadalajara 70. Spunea el la un moment dat, exact așa spunea, mă tot băteau la cap să-mi iau un psiholog la echipă. Ei bine, nu și-a luat un psiholog la echipă și a rămas celebru cazul lui Dobrin, care nu a fost folosit în Mexic pentru că, eu știu, nu s-a acomodat, a fost tot timpul nervos sau nu știu. E o legendă care n-a putut fi încă discutată. Dar ca să vedeți că preocupările despre domeniul ăsta sunt vechi, vorbim de 1970, adică peste jumătate de secol, vreau să ne vorbiți despre acest impact. Așa cum ne antrenăm corpul, acolo avem specialiști antrenorii, la fel ar trebui să ne antrenăm și mentalul. E ca și când pornim pe bicicletă cu o singură roată, dacă nu le facem împreună. Presiunea în sport este extraordinar de mare, pentru că punem accent mai mult pe ceea ce înseamnă performanță. Atunci când jucătorul, indiferent în ce sport este, e singur acolo, trebuie să ia foarte multe decizii. Trebuie să-și gestioneze emoțiile extrem de rapid, să rămână focusat pe sarcină, să poată să relaționeze cu cei din jur. Sunt toate mecanisme extrem de complexe. Ori odată ce avem jucători care își antrenează și mentalul, de la vârste atât de mici, cum avem pe fetele din camp, șansa de reușită, șansa de a fi flexibil, de a avea o agilitate emoțională extraordinar de flexibilă, este mult mai mare. Acum, ca orice om, fiecare sportiv va trece prin momente în care face greșeli, va trece prin momente de stres major, lucruri care au foarte mare legătură cu partea de patologie. Sunt elemente de depresie la sportivii noștri, elemente de anxietate de performanță, o temă pe care noi am abordat-o anul trecut în camp, lucruri despre care nu știu să vorbească antrenorii, pentru că, să nu ne mințim frumos, nu au specialitate în acest domeniu. Cum nu știu eu să fiu preparator fizic, la fel nu putem cere unui antrenor să fie omniprezent în fiecare domeniu al sportivului. Și atunci această gândire divergentă, acest sprijin antrenor, psiholog, preparator fizic, doctor, ar fi un mare beneficiu pentru sportivii noștri. Da, ați spus că antrenorul nu le poate ști pe toate și vedem că, mai ales în ultimele decenii, eu mă refer tot la fotbal, că mă rog, mi este tare drag sportul ăsta, în staful tehnic al unui club serios sunt 20-25 de oameni, începând cu, eu știu, preparator fizic, kinetoterapeut, analiz video și așa mai departe, mental coach. Da. Pe mine, vă spun sincer, m-a surprins foarte mult când am văzut că la acest camp de volei, la această tabără de volei, care s-a desfășurat la Timișoara, m-a surprins prezența dumneavoastră, mă refer la faptul că, iată, se abordează de la vârste foarte fragede deja aspectul psihologic al performanței, ceea ce este foarte bine, pentru că, din păcate, cred eu, în sportul românesc, lucrurile în ultimele decenii nu s-au mai făcut așa cum trebuie și am rămas mult în urma țărilor care contează cu adevărat pe scena sportului mondial. În opinia mea, sportivii de performanță, și mă refer la cei de talie mare, au întotdeauna un coach, un psihoterapeut în spate. Pentru că nu poți să dezbraci emoția de creier. Nu ai cum. Sunt un tot unitar.
Acum, în ceea ce privește proiectul pe care îl avem noi împreună, pentru mine este simplu pentru că am gustat rolul sportivului. Eu sunt o volebalistă la bază. Da, n-am știut. Am fost și eu ca și aceste tinere în teren și știu cum este presiunea. Știu cum este să nu faci față în anumite momente, când ți se urlă de pe margine din partea părinților sau a antrenorilor și ai blocaje interne. Momentul în care am renunțat la sport a fost momentul în care am fost luată de gât în teren de antrenorul meu și a fost foarte greu de gestionat un moment de genul ăsta. Acum privesc și din perspectiva mamei, care a avut copilul tot în terenul de volei și îmi doresc să se întâmple același lucru pe viitor. Știu cum este să fii părinte, să ai emoție, să trebuiască să te controlezi de dragul copilului, să știi cum să ți-l sprijini atunci când se blochează. Și mi-e foarte drag să stau și în tabăra antrenorilor, să-i văd cum relaționează, care sunt proiectele lor, cum poți să-i sprijini. Simplu fapt că există acolo un specialist din domeniul nostru aduce schimbare. Pentru că automat mixându-ți ideile, categoric dai un produs mult mai bun. Nu suntem deținători de adevăruri absolute, dar putem pur și simplu punând două idei pentru un proiect, pentru un meci, să le punem împreună, vom da foarte bine în fața sportivului. Practic, antrenorul este un model pentru sportivul lui. În opinia mea, mai întâi de toate, un antrenor ar trebui să beneficieze de astfel de sprijin, să poată în permanență să-și regleze frustrările, ambițiile, ce înseamnă conceptul de performanță pentru el, ca mai apoi aceste concepte să poată să le transmită mai departe. Antrenorul este personajul esențial, spun eu, în orice sport de echipă, cel puțin referindu-mă la sporturile de echipă. În capul lui se sparg toate, conduce, eu știu, un lot de, iar mă refer la fotbal, de 22, 23, 25 de jucători, fiecare are problemele lui. Să nu trecem peste faptul că ați fost sportiv, n-am știut, așadar ați practicat voleiul până la ce nivel? Eu am jucat doar până în adolescență, în momentul în care am avut acel conflict, am decis că rolul meu este altul. Drumul meu este altul și am rămas pasionată de citit și a merge înspre a înțelege lucrurile mai în profunzime. A fost o perioadă extrem de frumoasă, am trăit experiențe unice, dar în același timp sprijinul era extrem de mic. Adică eram acea generație care a fost recompensată cu făină și cu zahăr. Condițiile extrem de dificile, adică oricât ai fi vrut să faci performanță, în momentul acela a fost destul de complicat. Unde ați jucat? La Târgu Mureș. De acolo sunteți deloc? De acolo sunt deloc, da, și momentan. Medicina Târgu Mureș? Am avut de-a face și cu sportul din medicina Târgu Mureș, pentru că cumva am fost furată în câteva competiții pentru ei, făceam pregătire cu fetele mai mari din divizie, dar bineînțeles că vârsta mă ținea în banca mea. Și atunci cum s-a numit clubul, unde ați activat? N-am să vă spun pentru că nu mi-am amintesc în momentul acesta, probabil CSS. Dacă clubul bine... sportiv școlar. Exact, da. Exact. Așadar, n-ați făcut pasul la senioare și ați renunțat la activitatea de performanță pe parcursul junioratului? Din păcate nu, deși ca și abilități fizice, dar și faptul că am 1,80 m, ar fi fost foarte, foarte simplu. A fost cumva beneficiul meu major în înălțimea. Da. Ce impresie v-a lăsat această tabără de volei desfășurată la sfârșit de iunie, început de iulie, la Timișoara? Înțeleg că a fost a doua ediție, nu la Timișoara, a doua, toată țara, prima a fost la Târgu Mureș anul trecut. Ce impresie v-au lăsat fetele? Deja suntem cu o relație bazată pe încredere. Ne-am văzut și anul trecut cu o mare parte din ele. Dacă anul trecut am fost într-o formulă de pasivitate din partea lor, în sensul în care au avut multe dintre ele pentru prima dată în fața un psihoterapeut, bineînțeles că anxietatea este mare când stai față în față cu un terapeut pentru că ai tot felul de idei în minte. Am reușit anul trecut să legăm o relație, iar acum deschiderea a fost mult mai mare. Am ajuns pur și simplu la nivelul în care reușim să povestim despre problemele cu care se confruntă, problemele emoționale, pentru că noi avem fete, da, în volei,
Să punem cărțile pe masă? E mult mai greu de lucrat cu fetele decât cu băieții? Din perspectiva mea, nu. Doar că puțin dinamica diferă. Adică în ceea ce privește jucătorul, narcisismul este puțin mai ridicat. Aici, la femei, sensibilitatea este cea care domină. Și atunci trebuie să găsești un echilibru între partea emoțională. Jucătorul intră pe teren pentru acceptare. Jucătoarea intră pe teren pentru a fi, pentru a fi acceptată de părinte, de antrenor. Nu intră neapărat pentru premiu și pentru performanță. Și avem de reglat lucrurile acestea, adică cu cât intri în teren mai dominant din perspectiva rațiunii, să fii mai focusat pe sarcină, îți va fi mai simplu. Pentru că o persoană extrem de emoțională se va bloca foarte rapid la orice cuvânt, la orice reacție a celui de pe margine. Și atunci asta antrenăm, să reușim să ne detașăm emoționalul și să mergem un pic mai focusați pe ceea ce avem de făcut. Acum, în ceea ce privește deschiderea fetelor, sunt extrem de mândră. După amiaza aceasta vom avea inclusiv o sesiune cu părinții și asta o să fie deliciul meu major, însemnând că aduci un triunghi în fața specialistului: părinte, copil și antrenor. Adică asta ar trebui să fie baza pe care noi construim viitorul sportului românesc. Da, din păcate revin la fotbal și spun că părinții au un rol major și nefast în fotbalul juvenil. Văd multe competiții de copii și juniori și văd reacțiile părinților. Unii dintre ei, vă spun sincer, parcă sunt scăpați de la spitalul de nebuni. Nu mai vorbesc de presiunea incredibilă pe care o pun asupra copiilor, asupra antrenorilor, asupra arbitrilor. Și e o mare problemă pentru fotbalul românesc. Cum comentați asta? Cu siguranță că ați auzit și dumneavoastră de aceste lucruri. Nu știu în alte sporturi cum este, dar la fotbal s-au scăpat de mult lucrurile de sub control. Inclusiv au fost meciuri în care s-au luat părinții la bătaie. Da, pentru că cumva fiecare își setează o miză. Acum, presiunea și tema presiunii este exact tema pe care noi o să o abordăm după amiază. Sigur că pare foarte, foarte simplu, dar avem presiune externă din partea adultului și avem presiune internă din partea sportivului. Acum, uitându-mă la ceea ce îmi doresc, la faptul că eu ca părinte îmi doresc o performanță mult prea înaltă față de nivelul copilului meu, faptul că eu nu înțeleg că acești copii sunt în pregătire, că ei practic sunt într-un proces, ei vor urca treaptă cu treaptă. Nu putem să ajungem la o performanță de nota 10 dacă n-am fost la 5. Asta este natural și firesc. Unii nu au răbdare. Adulții nu știu să-și gestioneze emoțiile și cumva acolo și-ar dori controlul, să fie și ei în teren, să dea și ei în mingea respectivă, ceea ce este puțin imposibil. Pe de altă parte, probabil că nu mai este un secret că adultul nu știe să-și gestioneze emoțiile. Noi asta spunem de ani de zile. Ar fi foarte simplu ca înainte de meciuri de genul ăsta și adultul să stea și să se gândească care este sensul, pentru ce mă duc acolo lângă copilul meu, cum vreau să-l sprijin, ce mesaje îi transmit. Este foarte distrugător în momentul în care eu vin cu etichete în relația cu copilul meu. Un singur cuvânt, o singură etichetă, pentru ea noi muncim luni de zile ca să o anihilăm. Este ca o sabie care te taie atunci când ai presiunea mai mare. Unul dintre pașii importanți în direcția aceasta ar fi să conștientizeze adultul. Noi nu suntem, adică cel puțin eu privesc copilul separat de mine. Copilul are unicitatea lui, are ambițiile lui, eu îl sprijin să ajungă la ele, nu-mi doresc să fie ca mine. Aici probabil că greșesc părinții. Își doresc ca acel copil să fi făcut ce el n-a reușit, îl investește cu niște abilități pe care probabil el nu le are, nu au capacitatea să-i descopere pe copii. Deci pur și simplu îi îmbracă în nevoile lor. Și de aici, bineînțeles, comportamentul de care spunem. Acum, agresivitatea în ceea ce privește partea masculină întotdeauna a fost prezentă printre noi. Este un fenomen cu care noi ne luptăm când stăm pe canapea cu fiecare client. Și în terapie se întâmplă să fim agresivi. Verbal, agresivitatea înseamnă și tăcere, nu neapărat trebuie să urli la mine. Și sunt comportamente pe care în timp reușim să le reglăm. Spuneați de episodul care v-a marcat cariera sportivă cu antrenorul pe care l-aveați la junioare.
Și vedem că în ultimii ani au apărut multe, eu știu, dezvăluiri despre, în diferite sporturi, la noi în țară și nu numai, evident că nu numai la noi în țară, despre metodele de antrenament foarte dure practicate de unii tehnicieni în unele ramuri sportive, inclusiv la fotbal, îmi amintesc că iarăși revin la fotbal, erau antrenori gen Florin Halagian sau Constantin Teașcă, sau renumiți pentru felul lor mai aspru de a pune problema cu jucătorii. Bine, la fotbal lucrurile astea, cel puțin din știința mea, nu mai prea există în ziua de azi. Pare din cu totul alte timpuri ca un antrenor să-i dea un pumn unui jucător sau eu știu. Mi-amintesc ce scandal a fost când Grozavu, pe atunci antrenor la FC Botoșani, și-a lovit un jucător pe Golovka. A fost un scandal de parcă nu știu ce s-ar fi întâmplat. Sigur că nu e normal, nu, Doamne ferește. Vreau să vorbiți despre partea asta, despre marile performanțe care au fost reușite de sportivi români, chiar și la gimnastică, nu? Sunt celebre cazurile, în condițiile acestor antrenamente foarte, foarte dure, din punct de vedere atât fizic, cât și al, eu știu, al violenței practicate de antrenori. Violența poate să fie și verbală. De cele mai multe ori este mai greu de dus decât violența fizică. Acum, sigur că odată ce îți dorești să ajungi la o performanță, e nevoie să muncești extrem de condensat, ai nevoie de un dirijor, care este antrenorul, care să te ajute să depășești fiecare limită, atât mentală cât și fizică. Dar uneori, probabil, presiunea, frustrările, problemele de acasă de cele mai multe ori aduc antrenorul într-o poziție mult prea, mult prea agresivă. Acum, din nou spun, fiecare dintre noi suntem oameni și ar trebui să încercăm să ne gestionăm zona de emoții. Eu consider ca și adult că sunt un model pentru copiii mei, pentru oricine este mai jos decât mine ca și vârstă. Dacă m-aș pune în bocancii unui antrenor, la fel, antrenorul este un model. Doar simplu fapt că am în minte această idee îmi schimbă comportamentul. Pentru că mulți dintre jucători vor să fie ca acel antrenor, vor să ajungă ca el. Și atunci este total greșit să-i arăt că acel model nu este unul pe care ai putea să-l urmezi. Este doar o simplă schimbare de mindset, o simplă schimbare de sens în mintea mea. Am pune întrebări, am mă gândit cum sunt eu în relație cu sportivul. Nu este nimic greșit în asta. Fiecare ar trebui să-și gestioneze bucătăria internă. Dar ne place mai mult să dăm vina pe celălalt. Dacă vedem lucrurile ca într-un teren de tenis, de regulă suntem axați pe a da vina pe cel din terenul celălalt. Nu știm să ne punem întrebări despre noi. Înainte să pășesc la antrenament, înainte să pășesc în teren, alături de sportivul meu, ar trebui să mă gândesc ce fac eu, cum vreau eu să fiu în ziua respectivă, să-mi setez obiective. Pentru că dacă eu cer sportivului să-și seteze obiective, să fie atent, să-și gestioneze emoțiile și eu nu fac lucrul ăsta, am să creez ambivalență în mintea sportivului și îi va fi foarte greu să gestioneze lucrurile. Adică pur și simplu să rămân un model, indiferent de cât îmi este de greu, să spun stop agresiunii. Este foarte simplu dacă îmi doresc. Nu este atât de complicat. Avem posibilități de a externaliza furiile pe care le avem. Nu știu, merg și alerg, mă duc și fac un sport care pe mine să mă sprijine, să-mi descarc emoția acumulată în timp. Și astea ar trebui să le fac din când în când. Merg în terapie, fac, nu știu, merg la sală. Orice care pe mine mă poate sprijini să-mi descarc emoțiile. Da. Vreau să vă întreb care este diferența între un psihoterapeut, mă refer la sport, desigur, un mental coach, un psiholog, un psihiatru, poate există și psihiatru sportiv. Vă întreb asta pentru că mi-amintesc în urmă cu vreo 15 ani la Politehnica Timișoara, revin la fotbal, în perioada, așa numită perioadă Marian Iancu, mă rog, a venit aici sensei Florentin Marinescu, celebrul specialist în arte marțiale, care pe vremuri a fost și preparator fizic la Steaua București, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 86, și a avut titulatura de preparator psihofizic. Mi-amintesc foarte bine lucrul acesta, chiar am avut o emisiune cu domnia sa și am detaliat despre... De-aia vă întreb, sunt mai mulți termeni
care poate definesc același lucru, dar nu neapărat. Și vedem că în ultimul timp foarte mulți sportivi, inclusiv fotbaliști români, am citit interviuri ale lor în care spun că au un mental coach sau mental trainer, nici nu știu cum. Acum, psihologul știe să se ocupe de o parte de suprafață. Dacă vă imaginați un iceberg, el știe să meargă pe simptomatologie, pe anxietate, pe probleme, cum ar fi elemente de depresie. Îl ascultă pe sportiv și are capacitatea să-l determine să facă schimbări pentru viitor. Psihoterapeutul, în schimb, are o structură mentală mult mai complexă. Mai profundă. Ne uităm pe 4 nivele, ne uităm la simptomatologie, la, exact cum am spus, anxietate de performanță, elemente depresive sau ce mai poate să apară din perspectiva emoțională. Ne uităm la conflicte, cum fac față conflictelor. Ne uităm la patternurile de relaționare, cum relaționez cu cei din jurul meu, și asta este un punct extraordinar de important, mai ales atunci când avem sportivi care joacă în echipe, și ne uităm la structura de personalitate. Structura de personalitate care se formează între 0-24 de ani. Eu o să înțeleg ca psihoterapeut cum gândește sportivul meu, care îi sunt resursele, care îi sunt cheile mentale cu care el poate să-și depășească momentele dificile. Mental coach-ul este coaching-ul în general, se raportează la aici și acum și la viitor. Deci îți aduce strategii de a face față, dar sunt, din nou spun, strategii de suprafață. Nu merg în profunzime, nu merg înspre trecut, nu merg să înțeleagă de ce ajung în blocaje în anumite momente. Iar psihiatru, practic, este un medic care știe să vină și să îți dea, pentru problemele de vârf, pentru simptomatologie, îți dă un tratament. Da? Deci asta este mare diferență. Psihiatru este medic. Psihologul, psihoterapeutul are o pregătire în domeniul psihologiei. Da, iată ce interesant. Am aflat și eu câteva lucruri. Noi credeam că le știu pe toate, desigur că nu e așa. Da. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați găsit timp să veniți în emisiune și sper că a fost o emisiune cu totul altfel față de cum suntem obișnuiți. Vă rog frumos să transmiteți un gând către telespectatorii noștri, către părinții micilor sportivi din ziua de azi, care poate, sigur, foarte puțin dintre ei vor deveni sportivi de performanță. Eu m-aș bucura foarte tare să aibă curajul părinții aceștia să-și privească copilul cu atenție, să-l întrebe cum te simți, cum ești, ce-ți dorești, pentru că copiii aceștia sunt brilianți. Când stai la masă cu ei și îi asculți, generează niște idei impecabile. Sunt o generație extrem de curajoasă. Motivul pentru care în seara aceasta mă întâlnesc cu părinții este la cererea lor. Sunt generații din ce în ce mai curajoase. De multe ori ne depășesc. Ar fi cazul să recunoaștem lucrul acesta și să-i lăsăm să se dezvolte în ritmul lor, să ajungă la autenticitatea lor, să-i lăsăm să zburde, să zboare de lângă noi. Rolul nostru nu este să-i ținem acolo unde noi ne dorim. Rolul nostru este să-i sprijinim să-și găsească locul. Vă mulțumesc mult de tot! Cu mare drag! Stimați telespectatori, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Să ne revedem cu bine! Copiii sunt de neoprit, chiar și în fața cancerului. 70% dintre copiii cu cancer din România supraviețuiesc și duc o viață normală. Pentru asta au nevoie de tratamente și acasă. Trimite donez la 8845 pentru tratamentele la domiciliul copiilor cu cancer.